O victorie, o remiză și o înfrângere. Acestea sunt rezultatele echipelor de Liga 1 de pe Valea Someșului în ultima etapă din campionat. CFR Cluj a câștigat pe teren propriu partida cu FC Brașov, Gloria Bistrița a remizat acasă cu Unirea Urziceni, iar U Cluj a suferit un eșec usturător în deplasare cu Universitatea Craiova. CFR Cluj a câștigat cu 4-0 partida de pe teren propriu din etapa a 10-a cu FC Brașov, diferența de scor putând fi chiar mai mare. Golurile au fost marcate de Bastos în minutul 18, Cadu din penalti în minutul 36, Traore în minutul 48 și italianul De Zerbi în minutul 74. Portarul Marc a fost eliminat de la Brașov în minutul 35. Clujenii au mai avut o bară și un penalti ratat de Peralta. Gloria Bistrița termina la egalitate, scor 0-0, partida de pe teren propriu din etapa a 10-a Ligii 1 cu Unirea Urziceni, una dominată autoritar de ardeleni. Ribeiro Moraes și-a ratat în minutul 45 un penalti obținut tot de el, iar lomițelii s-au mulțumit doar să se apere și să tragă cât mai mult de timp. Universitatea Cluj a înregistrat a patra înfrângere din acest sezon de Liga 1, cedând și în etapa a 10-a chiar în Oltenia cu Universitatea Craiova. Scorul final, 3-0 pentru Craiova, a fost stabilit prin reușitele lui Mihai Dina din minutul 6, Valentin Iliev din minutul 11 și Julius Iubei din minutul 54. Șepcile roșii au avut o evoluție slabă în tot acest meci, fără să reușească să-și creeze ocazii de a înscrie. Bine, bă!